Începe serialul. Vulpița și Viorel. Și noi putem! Aseară am primit un telefon. M-am amenințat că mă rupi oasele. Și un 6, 10, nu știu cât a fost. M-am amenințat că eu mă prinde așa, mă distruge. Am jurat, l-a făcut în tot felul. I s-a pus un nod în gât de teamă. Vulpița tremură din toate încheieturile. Iar Viorel e cuprins de panică totală. Ești capabil de așa ceva? De ce crezi că a făcut asta? Nu știu, cred că de ură, de invidie. Melodia lansată i-a adus lui Viorel și faimă. Să te audă în România, jos vulpița sus, Maria. Și disperare. De câte ori v-a sunat persoana asta? Vreo 6-7 ori. Insista. O să încremenești când o să afli cine l-a amenințat pe Viorel. Susține că a fost amenințat cu moartea, chiar dacă ziua de ieri a fost una plină de emoții și Viorel ar fi trebuit să fie din calea afară de fericit, pentru că tocmai ce s-a lansat în muzică, lucrurile nu prea au stat așa. Tot entuziasmul lui Viorel a fost umbrit de un telefon pe care l-a primit la ceas de seară. Un val de amenințări, povestesc soții Stegaru, au venit către Viorel, astfel bărbatul Veronica i-a trecut imediat de la extaz la agonie. Ce s-a întâmplat, mai exact, vom afla chiar de la cei doi. Înainte de toate, alături de noi sunt colegii noștri, Doina Stină și Radu Rotaru. Bine ați revenit! Bun seara! Te-am regăsit. Acum să le spunem bun venit și Veronica și lui Viorel Stegaru. Bine ați revenit! Bună seara! Bună seara! Ce faceți? Bine! Bine? Da, bineșor! Binișor, iar binișor. Da. Viorel, astăzi trebuia să fii în culmea fericirii pentru că voiam să sărbătorim cele peste un milion de vizualizări pe YouTube. Un milion! La tine și în bani e mult. 100 de lei, un milion, e mult. Știu, dar aminte de vizualizări pe internet, numai în România. Știu. Nu mai vorbim de cele de din afară. O să treacă, cred că până mâine, cred că trece de două. E, da, la tine ziua și milionul. Vă spun sigur. Ziua și milionul. Eu vă înțeleg. De cât de vesel a fost ziua de ieri, pe atât de tristă a început astăzi. Dar de ce astăzi trist? Păi dacă am primit telefon aseară, când am plecat de aici. De la pe la ce oră? S-a fost 8 și ceva, cam așa, o dat telefon, tot insista. Până când am mai închis eu o dată, de două ori, până când m-am enervat, băi, zic să răspund să văd cine ce vrea. Și? Când a început să spună exact toate prostiile, câți erau acolo, nu știu. Te-a sunat mai cu număr ascuns? Nu, număr cu necunoscut. cu număr, exact. Erau mai mulți acolo în încăpere? Da. Erau mai multe voci. M-am uitat acum la telefon, la ora 10 seara s-a întâmplat. În momentul ăla m-a sunat Viorel și mi-a și trimis înregistrarea. Eu am trimis înregistrarea tot. Înregistrare? Ce știe Viorel să dea rec, să înregistreze conversația? Veronica. Aoleu. Apac. Și tot spunea că când mă duc la Blăgești, așa... Și în jurături, de primul... Dar tu ai idee cine poate fi? Da, știu și cine, am numele. După voce, crezi tu că ți-ai dat seama? Da, este cine? Un băiat, tatăl lui lucrează la băiatul primarului. Și băiatul cine e? Păi băiatul la tatul care lucrează la... Da, dar ce treabă are că tatul lui lucrează la băiatul primarului? Nu știu, o dat telefon. Eu te întreb ce treabă are băiatul ăsta cu voi? Tu ce crezi, că are vreo legătură cu primarul? Nu știu, eu am găsea să nu fi pus. Ia spune, sună când o văzut aseară că... Te-ai lansat? Așa ce o zis, ia sună să... Spunem noi... Te-a amenințat doar pe tine sau și pe Veronica? Mai mult pe mine. Dacă te întorci în sat, genul îți rupe picioarele da, sau da, ceva, da, nu? Da.
Dar tu zici că erau mai mulți. Da. Acum, poate ori fi fost și băieții acasă, deși nu au voie să se adune nicăieri în situații de astea, în vremea aceia asta. Nu erau, cred că acasă, erau, cred că undeva la un magazin sau la un bar ceva. Că dar n-au voie, e închis tot, n-au voie să se adune unde. La baruri. Nu știu. De fapt, barul de la ei din localitate vinde și produse, deci produse alimentare. Poate acolo cer și o țuică, cer și o pâine, știi? Da, și ce o zis, ia să ne facem, ia să spunem. Acum, tu zici că ori fi fost puși de cineva, dar e posibilitatea să și fi fost invidios el, și să te fi băiatul ăsta care o sunat, m-a întrebat dacă vrei să scăpi de Marian. Ce? Mi-au spus înainte de a veni tu să... Ce ți-a zis? Mi-au spus, dacă vrei să scăpi de Marian, spune ce sumă dai. Deci asta vă spun eu pe cinste. Trimiți, cum se cheamă ăștia, ziceți voi, recuperatorii, nu știu. Așa, deci el ăsta... Și plătești ca să se ducă ei peste Marian. Și eu i-am zis, știi ceva, ia vedeți-vă de treabă și n-am nevoie de prostii, de ce vreți voi. Dar tu nu-ți dai seama că doar ești bărbat în sat acolo de atâția ani, nu știi cine poate fi? Eu știu cine e băiatul. Și de ce nu dai om... Zici și tu, mă gândesc că poate fi el. Nu, mă, după ce s-a terminat, și asta eu am insistat din nou cu un telefon să-l sun, să văd, băi, ce spui, că zic, cred că o să se afli până la urmă ceva. Nu am mai răspuns la telefon, astăzi nici n-am mai insistat să-l mai sun. Să menționez că Viorel avea numărul salvat în telefon. Deci băiatul respectiv a fost sunat de colegii noștri, de pe numărul pe care, tu l-ai dat, a răspuns, a negat că ar fi el și nu a vrut să intre în direct. Dar acum mă gândesc, dacă aveți înregistrarea, nu se poate da o bucățică să-l repereze Viorel sau Veronica? Veronica, păi, nu-l reperezi pe voce? Ei l-au recunoscut. Eu am recunoscut. A, deci tu știi cine e? Da, știi. De la voi din sat? Da. Câți da. Ani are? Să aibă 14-15 ani. A, din ăsta timp puște, așa? Da, da. Deci, după voce mi s-a părut mai... Păi da, el poate l-a pus să sune și o intervenit alții mai în vârstă. Asta adică de pe numărul lui au vorbit și da, celelalte da, persoane. Da, 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 și alții de pe numărul lui. Păi de-a cui e băiatul ăla de 14 ani? Nu pot să vă spun. Nume. Familia nu pot să o spun. Începe o familie cu F. Înțeleg că tatăl băiatului lucrează la primar. Da, la băiatul primarului, da. S-a gândit că probabil știm cu toții că în trecut au avut niște incidente cu primarul, niște certuri și poate ar fi pus. Deși, indiferent pentru motivul pentru care ar fi sunat, nu se face așa ceva. Adică să înjuri niște oameni, să ameninți. Tu ce crezi? Că nu mai vrea nimeni să te mai vadă în satul lor și au vrut să fie sigur că nu te mai întorci? Ori că au o invidie ceva, ce spune? O plecat... Uite ce fac acolo. Sau ce spuneai, Veronica? Veronica, te-am auzit și obțin ceva, n-am ce ai spus? Când a fost eu acasă cu doamna Doină, tot îmi spunea cei care au fost acolo și au venit soacră mea aia. Au zis, hai, treci acasă, treci acasă, hai, Ilinca, o primește, nu știu și... Și? Și unul dintre ei. Păi... De tatăl băiatului? Da, 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 da. A fost într-adevăr atunci când a fost la Veronica acasă să-și recupereze hainele, au venit mai mulți domni. Încercând să o convingă pe doamna Ilinca să o primească pe Veronica acasă. Dar nu spune. Adică era un bărbat... Adică tatăl vroia ca ei să se împace, dar băiatul acelui bărbat nu vrea să-i mai vadă vreodată prin Blăgești. Deci nu era unul... Bine, mă, dar la țară, știi cum se întâmplă? Și dacă la discotecă vine o fată și se uită altfel la unul din băieți, sare ăla la bătaie, la ăsta, adică din orice se ia lumea dacă vrea. Dar nu cum era să nu se ia după tine dacă ai făcut duet cu Maria Constantin. Eu... Poate și el, că ce asta, eu așa prostii și înjurături, eu n-am auzit în viața mea ce ieșea din gura lor. Deci eu am apucat numai un pic. Sunat-o pe doamna Ilinca, au sunat-o colegii noștri acum. Doamna Ilinca nu vrea să intre în legătură directă cu noi pentru că a spus că e foarte supărată pe tine, Viorel. Să fie sănătos. Ar fi trebuit să fie mândră. Viorel, de ce nu-i răspunzi la telefon? Că ea de aia e supărată. Noi am vorbit ieri, exact cu fata aici. Cu fata, la telefon. Da, da. Și cu părinții tăi nici nu? Nu vreau să asta. Când noi am Veronica m-a întrebat ce face mamaia, tătaia. Dar tu i-ai sunat, tu ai vorbit cu mama ta ieri. Nu prea vrei, am insistat deci eu să vorbească cu fata. El, nu, eu mi-am dat seama că...
și nu vrei să răspunzi. Și după asta am vorbit cu fata și... Dar ta și de ce vorbești pe Stimini? Hai, vorbești. O zis, dă-l și mie pitata. Eu am zis că da, ți-l dau. Și spune eu, nu. Uite așa să spune. De ce nu vorbești, mă, cu fata ta? Eu nu știam cine, dacă intră... Dacă... Mama și spune ce mai... Spune, m-am Stai, vorbit... fata vrea să vorbească și ea cu tine. Păi și n-am vorbit cu fata. În momentul în care Veronica vorbea cu fata, da? Doamna Ilinca era și ea pe lângă, se auzea, cum auzim și noi tot timpul, și întreba Veronica, vrea să vorbească cu mine, bunica? O întreba pe fata ei. Da, și... și zicea că nu, însă cu Viorel voia, dar nu voia Viorel. Uh-huh. Veronica, dacă cu părinții tăi ai vorbit ieri după lansarea videoclipului lui Viorel? Da, au spus că s-a uitat la televizor. Și cum li s-a apărut? A zis foarte bine, i-a dat nota 10. I-a dat 10, tai cât? Sora mea, că cu ea am vorbit. Sora, da? Da, și părinții ei nu au zis nimic. Absolut nimic. Părintele Veronica. Deci, amenințați de cineva de la Blăgești, spui tu? Da. Crezi că mai e cale pentru voi vreodată de întoarcere în satul natal? Nu. Cum veți fi primit dacă vă veți duce? Nu. Acolo, nu? Dacă află că... Zicem că ne ducem poate într-o vizită și află că suntem acolo... Ce vă dați seama? Că iasă... Un circ. Dar cu ce credeți voi că le-ați greșit locuitorilor din Blăgești? Noi n-am greșit cu nimic, dar eu știu ce cred ei acum. Adică de la mine, că m-am făcut în tot felul. Ei. Nu mai spui aici. Le-ați făcut de rușine. Băi, ce-o fost, s-o dus asta. O plecat pe apa La urmă nu pe ei, că nu pe... Nu acel sat a fost făcut de rușine. Până la urmă e vorba de familia lor și atât. Nu văd nicio legătură cu restul satului. Bun, eu... Știi cum sunt lumea? Bărfești, ba, așa, ia ce a făcut, ia nu știu și... Știu cum e lumea. Bun,